bun găsit la Turnul Sfatului TV, invitatul meu și al lui Alin Bratu, redactor șef al publicației Turnul Sfatului, este fostul campion național, schiorul sibian, Alexandru Barbu. Mulțumesc pentru întâlnire. Alexandru Barbu, la puțină vreme după întoarcerea din Coreea de Sud, de la Olimpiada, a doua Olimpiadă de iarnă consecutiv la care particip, după Sochi. A fost mai bine, a fost mai rău? Bună ziua, mulțumesc de invitație. Mulțumim. Da, a fost bine, nu a fost mai rău, a fost bine. Rezultatele nu sunt mai bune decât cele de la Sochi. Din păcate, la proba de slalom am abandonat în prima manșă. Proba de slalom uriaș a fost foarte interesantă și grea, dar eu zic că rezultatul e destul de bun. Adică și locul 55 în lume nu... Ce-a lipsit chiar să fie un rezultat și mai bun? Bună întrebare. M-am întrebat și eu cam des ce s-a întâmplat și e foarte dificil. Avem un minut de concurs care trebuie, te pregătești 4 ani pentru acela. Și orice mică greșeală te costă. Pe mine în prima manșă m-a costat mult mai mult decât în a doua. Iar emoțiile sau, nu știu, un drag? Emoții nu cred că am avut așa de mari, normal că sunt tot timpul, dar ideea de a face ceva bine poate a fost prea apăsătoare. Am văzut că au ieșit foarte mulți încă din prima manșă. A fost și ăsta, nu știu, gândul a fost, bă, să termin sau să termin bine? Sau... Nu, la slalom gândul a fost și în zilele dinainte de concurs și în ziua de concurs. Mergem 100%, nu stăm absolut deloc să ne gândim că dacă cumva abandonez. Trebuia să-mi iau riscuri, trebuia să schiez cât de tare pot ca rezultatul să fie mai bun decât cel de la Sochi sau măcar să intru în top 30. Bun, pe de altă parte, probabil că se întâmplă să ai o zi în care planetele nu s-au aliniat sau un moment în care planetele nu s-au aliniat și să pice exact în minutul ăla în care ești la probă. Băi, avem cele mai bune două exemple. Marcel Hirscher și Christoffersen, care au fost topul slalomului tot sezonul și acum după Olimpiadă, amândoi au abandonat. Marcel în prima, iar Christoffersen în a doua manșă. Te pregătești foarte bine cursa, te pregătești sigur 100% ca să faci o cursă bună, dar zăpada și condițiile care le-am avut la concurs erau foarte dificile și orice mică greșeală era în deja... ce sens erau dificile? Zăpada nu era ok? Zăpada foarte agresivă și foarte dură. Artificială chiar? Artificial injectat. Toate pârtile de cupă mondială se injectează cu apă și ești cam ca și pe patinoar. Aici, la televizor, nu se vede așa bine, dar când stăteam jos și ne uitam după recunoaștere, era așa, exact ca la patinoar. Adică lucea totul și bănesc perfect. Că e cu atât mai rău cu cât mergi printre ultimii. Da, pârtia s-a și stricat mult mai mult decât am crezut și eu și Sebi și am pregătit foarte bine ideea unde atacăm și unde trebuie să avem grijă. În acea poartă unde am abandonat, din ce ne-am uitat la televizor, nu am crezut că e chiar așa de stricată. Cât de mult sau cât ar fi costat o recunoaștere a traseului cu o lună înainte? Nu se poate. Noi nu avem, se poate. Nu, avem doar 45 de minute înainte de start să recunoaștem traseul. Tot? Da. Și de aia trebuie să... Și în 45 de minute câte coborâri faci? Niciuna. Nu mă derapaj. Totul se face în derapaj, nu ai voie să atingi porțile, ai voie să măsori distanța dintre ele. Și de aceea e foarte important stafful cu cine ești acolo și cine e lângă tine. Tu, ca sportiv, să cunoști cel mai bine și să-ți iei toate informațiile, iar antrenorul să-ți mai dea și el sfaturi. Dacă ar mai fi și al doilea antrenor, ar fi și mai bine. De aia echipele mari au un staff foarte mare. Diferă, deci, era următoarea întrebare. Diferă, deci, pregătirea pe care o fac echipe, nu știu, finanțate foarte puternic pentru Olimpiade, de ceea ce fac românii sau ceea ce faceți voi? Și diferența asta e dată de elemente financiare, de fapt? Nu neapărat, să zicem, financiar, dar... Nu neapărat ultima sută de metri. Da, ai nevoie de planning-ul ăsta pe tot sezonul. Nu poți să zici că pregătești o Olimpiadă în
6 luni sau în 3 luni. Trebuie să ai toată pregătirea asta, durează la mine 4 ani. Adică cum din 4 în 4 ani este olimpiada, sunt sportivi care fac rezultate foarte bune la olimpiadă, dar nu fac niciun rezultat în celelalte 3 sezoane. Și depinde cum îți structurezi totul, dar trebuie cel mai important lucru este stafful ăla din jurul tău. Pe de altă parte, din ce mi-aduceam eu aminte și vedeam și la sportiv, dar mai ales la voi, la tine și la Seba, o bună parte din ceea ce se întâmplă între competiții înseamnă efort personal. Efort personal financiar, efort personal pur și simplu. Presupun că ceea ce fac alții în alte țări înseamnă poate 90% efort al, nu știu, statului, federației, cluburilor și așa mai departe. Și diferența de 10, din punct de vedere financiar vorbesc acum, diferența de 10 poate sunt eforturi personale. Probabil că și asta e una dintre diferențe. Da, avem un suport foarte bun din partea federației și chiar le mulțumesc că au încredere și am vorbit cu ei. Pe de altă parte, federația are suport. Aia e problema mare, că avem un buget care ni se limitează și atunci nu poți să ai stafful care ți-ai dori sau care ar fi nevoie. Nu poți să zici, bine, plec în America de Sud toată vara ca să mă pregătesc, că atunci bugetul nostru nu ne-ar ajunge pentru tot sezonul. Și de aceea ne căutăm fiecare în parte câte un sponsor, doi sau cât mai mulți, ca să poți să-ți suplimentezi și să faci totul la nivel foarte înalt. De ce ar vrea o companie să sponsorizeze un sportiv? Fiindcă la noi nu există neapărat tradiția asta, în primul rând, și în al doilea rând nici expunerea nu e foarte mare la sporturile de iarnă. Pentru, nu știu, societate. Cred că se face mai mult din altruism și din relații personale, poate. Da, mai mult se face din relații personale, dar ceea ce cred eu pentru sportul de iarnă din România, pentru tineret, pentru copiii care vin, trebuie să aibă un exemplu ca să se practice schiul la nivel înalt și la nivel de performanță, nu la nivel de monitorie. Și atunci, dacă tu ca și sponsor îl ajuți pe un sportiv, el îl ajută, poate ajută 10 de copii. Mai departe. Dar dacă singur publicitatea ta e foarte mică și încerci din propriile surse să faci un nume, să te cunoască lumea, să începi să atragi copii, e foarte greu. Adică atâta timp cât sunt acasă și pot, mă duc cu mare plăcere să schiez aici la Păltinii și văd sute de copii care se uită la mine, antrenorii le spun, știți cine e ăsta? E Alexandru Barbu, campionul României la schi, schiază la olimpiadă și așa. Și îi văd că sunt foarte fericiți și ei și eu sunt fericit să-i văd pe ei, că se bucură. Și mulți stau și povestesc cu copiii și mulți zic, da, și eu vreau să ajung ca tine, vreau să fiu. Dar dacă eu, să zicem, nu aș avea timpul ăsta să mă duc să-i stau cu ei ori la Sibiu, ori la Poiana Brașov, ori peste tot, sigur se va termina. Dar dacă se reușește și reușim să facem mai multă publicitate pentru schiul alpin, atunci cu siguranță vom avea... Nu ai senzația, poate și din experiența personală, că sunt momente în carieră sau în viitoarea carieră, în cazul tinerilor, foarte tinerilor, mai bine spus, că sunt momente în care dacă cineva nu-i sprijină, că e club, că e federație, o bună parte din cei cu potențial renunță? Pai, mare dreptate, așa este, pentru că totul s-a schimbat, nu? Când am început eu și ca și copil, până la 17 ani, 16 ani, nu am avut telefon. Internetul era, internet ce frumos, televizor în cameră din când în când, dar acum cu toate rețelele de socializare, vezi ce-ți fac prietenii și tu ești la care muncești 11 luni ca să te duci să participi la un concurs. Ai un minut de glorie. Și ai un minut. E foarte greu și e greu să imobilizezi pe sportivi ca să îi atragi să facă acest sport. De aia zic că dacă noi ăștia care îl facem acum exact, la nivel înalt, da. Al vostru. Dar e interesant și, Alin pomenea de asta înainte de emisiune, e foarte interesant și cum s-au comportat
televiziunile, cum s-a comportat media în general, poate chiar televiziunile de sport în special, față de Olimpiada asta. Am avut senzația că pentru publicul larg, nu pentru publicul a plecat neapărat spre sport, pentru publicul larg aproape că n-a existat. Ai avut sentimentul ăsta venind acasă apoi și aflând de pe la prieteni sau din familie, ai avut acea senzație? Sau? Și asta, dar să fiu sincer, și pentru noi ca sportivi acolo nu a fost un eveniment așa de mare cum a fost în Rusia. Nu știu de ce. Este de organizare? Oare? Ți s-a părut că nu erau atât de implicați? Mă gândesc că din cauza aceea, implicați sigur sunt pentru că e olimpiadă, dar și acolo sentimentul nu a fost acel de olimpiadă. A fost un sentiment de concurs. Concurs. Suntem la un concurs, nu e olimpiada. În afară de porți și de numerele care le purtăm cu steagurile olimpice, ălea te făceau să-ți dai seama iară că ești acolo. Iar, da, normal ar fi, cred eu, că cu cât mai multă mediatizare a sporturilor de iarnă, sigur atragem tineri. Pe de altă parte, în ultimul timp, sau în ultimul an cel puțin, n-am prea avut iarnă. Cât de mult te deranjează chestia asta în plan profesional? Unde te duci să te antrenezi? Mă deranjează că nu mai e sezonul cum a fost până acum, adică mi-aduc aminte la 16 ani, la juniorat, că începeam să schiez în România de undeva jumatea lui noiembrie și schiam până în aprilie. Acum, din păcate, dacă aș sta în România și m-aș antrena doar în România, cred că aș începe să schiez la sfârșitul lui decembrie și aș termina în martie. Cel mai bine în martie, da. Nu, de schiat, oricum, schiul de performanță e foarte greu să-l practicăm aici din cauza turiștilor, din cauza pârtilor, nu sunt pregătite pentru noi sau să avem o pârtie închisă, iar de aceea marea majoritate a timpului sunt plecat ori în Italia, ori în Austria, vara cu predominanța Austria pe Ghețari, iar iarna am colaborat cu o echipă din Italia. Cât de scump e un astfel de antrenament? Cât te costă, nu știu, o pregătire în Austria, de exemplu? Realiști, pârtia costă undeva la 400-600 de euro, depinde pe ce ghețar ești, pe un sejur de 2 ore zilnic. Câte zile? De obicei, dacă adică e unul, dacă îmi programez să mă duc să schiez, mă duc minim 3 săptămâni în care schiez aproximativ 16 zile. Și acolo mai adăugăm ski pass, hotel, deci ajunge. Da. Am auzit, auzisem că au apărut locuri la care poate publicul larg nu se gândește, locuri foarte bune pentru ski, nu știu dacă și pentru pregătire de performanță, gen Bulgaria, Ucraina chiar. În Bulgaria avem competiții și în decembrie, și în ianuarie, și în sfârșitul lui martie. Și e bine. Sunt foarte bine organizați. Adică până și Bansko, orașul de jos unde ajungi, nu mai e cum era acum 10 ani de zile. Adică deja începe să ia formă de stațiune de Austria. Iar partea schiabilă este ca și în Austria. Acum, la Olimpiadă, au fost, nu știu câți exact, dar sigur mai mult de 15, aceia care s-au ocupat de pârtile de antrenament și pârtile de concurs, care erau bulgari. E interesantă o postare pe care ai avut-o înainte de a pleca la Olimpiadă și felul în care a fost absolut greșit interpretată în rândul comentatorilor, care dintr-un gest, eu cred că așa, oarecum ghiduș al vostru de a semnala că vei pleca și că, uite, ai dat câteva ture pe la Păltinii, s-a înțeles că tu, de fapt, tu te antrenezi pur și simplu pentru Olimpiadă pe Arena Platoș și cu toată dragostea față de Arena Platoș, presupun că nu ar putea veci să fie suport pentru antrenament real pentru un olimpic. Nu putem să zicem că e chiar nulă sau rea. Dacă îți programezi, să zicem că vrei să faci o săptămână de antrenament pe platou, cât mai plat, ca să înveți să împingi, să faci viteză, nu e rea. E scurtă, ce e drept, nu zic că e extraordinar de lungă, dar
e bine pregătită tot timpul și e o plăcere. Na. Ești acasă, te duci și schiezi acasă. Corect. Și atunci, înainte de niște concursuri în România, mi-aduc aminte că am vorbit cu domnii de la Arena Platoș dacă ne lasă să ne antrenăm. Și au zis, cum, la noi? Și am zis, da, la voi, pentru că era un slalom paralel și cam aia este structura unui slalom paralel. Pârtile sunt perfecte și a meritat să mergem să facem. Reformulez, chiar dacă ajută Arena Platoș, nu se limitează o pregătire clar numai la păltiniști sau Arena Platoș. Asta e limpede. Una peste alta, Olimpiada din Coreea, cu mai multe minusuri decât cea de la Sochi. În logica asta, ce va urma? Ce te aștept să urmeze la următoarea Olimpiadă de iarnă? Beijing, înțeleg. Sper că o să reușesc să fiu și mai bine pregătit decât sunt acum. De ce depinde participarea ta acolo? De punctele acumulate? Sau? Da, și va fi din nou 17 luni înainte de 25 ianuarie 2022. Trebuie să te califici. Ai acele 17 luni în care te califici la probele la care vrei să participi. Și adică participând la competiții. Participând la competiții. Și cu cât mai bune puncte ai, cu atât ai șansa să te... Pe de altă parte, ca să participi la acele competiții, trebuie să ai un punctaj bun înainte. Exact. Adică urmează o muncă de 4 ani de zile. Și sunt foarte decis să o fac și sper ca la următoarea olimpiadă... Genunchii te țin? Acum sunt foarte sănătoși. Deci nu sunt probleme de genul ăsta. Nu, sunt foarte sănătos și fizic și psihic și articulațiile sunt toate la locul lor și sper ca în următorii 4 ani să nu am nicio problemă. S-a schimbat legitimarea ta de la Dinamo la Corona Brașov. De ce? Clubul Dinamo, din păcate, nu au mai avut resurse, iar întrebarea a fost de ceva ani de la Corona dacă aș vrea să mă duc la ei, să particip pentru ei. Și am zis că ar fi poate ultima schimbare și o șansă să fiu un exemplu juniorilor și copiilor de acolo. Și mai aproape de casă. Și Dinamo. Țineam tot cam pe la Brașov, dar la Dinamo am fost din perioada junioratului. Am deci înțeles. Dinamo vist? Nu țin cu nicio echipă. Nu sunt mare fan fotbal. Mă uit la meciuri, dar nu. Adică mă bucur să văd că se joacă, cine câștigă, câștigă și atâta tot. Dar colaborarea mea cu ei a fost bună, nu am avut absolut nicio problemă, doar că Corona e un pic mai generoasă și de aceea m-am mutat la ei. E în continuare un fel de navetă? Pentru tine ce va urma în perioada imediat următoare? În perioada imediat următoare va urma o săptămână de pregătire fizică. Bugetul este foarte, foarte restrâns acum pe ultima 100 de metri și vor urma concursuri în Montenegru și Bulgaria, după care voi termina sezonul la sfârșitul lunii. Corona sprijină și chestiunile astea sau sunt din nou din surse proprii și ajutorul familiei și, mă rog, relațiile pe care le-ai dezvoltat în timp? Acum trebuia să depun mai de mult un referat, să cer. Nu o să mă sprijine, o să merg cu sprijinul meu financiar și a familiei și sperăm că în următoarea, adică pentru următorii 4 ani, o să am sprijinul și al lor. V-ați gândit cumva, uite un lucru pe care noi nu l-am discutat, v-ați gândit cumva ca sportiv și ca sibian, chiar dacă legitimarea nu e una la Sibiu, să aplicați pe vreo agendă sportivă a autorităților din Sibiu? E posibil legal așa ceva? V-ați luat în calcul? Chiar s-a dat o lege, cred acum, de curând, în care e specificat că în agenda de buget nu sunt decât sporturile de echipă. Fotbal, handbal și basket. Okay. Adică deci aș putea să încerc, dar ne-am luat gândul. Okay. Știu că am mai discutat și te-am mai întrebat de nou proiect propus de Ministerul Turismului, cel legat de Bâlea. Vreau să te întreb, mi-ai spus că atunci te mai antrenezi în zonă. La Bâlea făceam antrenamente când eram tânăr. Atât? Când eram... A, deci nu... Nu, dar
ar fi o idee, nu zic că ar fi imposibilă, dar e sigur foarte costisitoare. Sebastian te urmează, are vreo legătură cu Corona? Nu. Nu, rămâne... nu. El a fost antrenorul federal, acum trebuie să decidă și el dacă mai muncim împreună sau face altceva. Ok, mulțumesc, adică okay. Pentru prezență, multă baftă, atât pentru oameni la Turnul Sfatului, pe curând. În anul 2017 a crescut suprafața de fond forestier administrată de Direcția Silvică Sibiu cu peste 2100 de hectare prin preluarea pădurilor comunei Cârțișoara, precum și a pădurilor comunelor Viștea, Voila și Ucea din județul Brașov. Specialiștii silvicultori de la Sibiu au primit astfel încă o recunoaștere de bune practici. Direcția Silvică Sibiu, partener nu stăpâne al naturii.